ceea ce considerăm oportun. În spiritul exigențelor statului de drept, este necesitatea instituirii unei atente monitorizări a unei obligații de raportare a activității pe care o desfășoară procurorii de la DNA, DICOT, parchetul de pe lângă Înalta Curte, o autoritate pe care trebuie să o exercite Ministrul Justiției și, repet, o voi exercita, fără ingerințe în independența procurorului de a da soluții, pentru identificarea modului în care, pe viitor, procurorii înțeleg să respecte limitele de competență, să evite transformarea acțiunilor de prevenire de combatere a fenomenului infracțional în acțiuni de natură să pună în pericol democrația, să afecteze drepturile și libertățile fundamentale. Această autoritate se va exercita, această monitorizare se va exercita, repet, fără știrbirea independenței procurorilor, ci ca un mecanism care să dea eficiență, consistență prevederilor articolului 132, aliniatul 1 din Constituție, de exercitare a autorității Ministrului Justiției asupra procurorilor, în acord așadar cu articolul 132 din Constituție și în acord cu articolul 69 din legea 304/2004 privind organizarea judiciară. În acest context, evaluând toți factorii de constituționalitate, de legalitate, de oportunitate la care am făcut referire, factori cuprinși și pe care vi-am prezentat într-o formulă destul de sintetică în cele două părți ale raportului pe care îl veți avea la dispoziție, am apreciat că în acest moment nu este oportună declanșarea mecanismului instituțional de revocare a procurorului general, respectiv a procurorului șef al DNA.